Cipi. Ce faci, Cipi? Foarte bine, dumneavoastră? Și eu bine. Am venit să văd piesa. Bine, v-am regăsit. Ei, Radu, salut, ce faci? Bine, uite, am venit să vă văd. Bine. Bravo, Porciu, bine ai revenit, Doamne ajută! Mi-e dor de tine, aia e, aia face. Doamne ajută! Orice faci, Cătă! Bine ați revenit! Cum sunteți? Mai greu. Bine. Alex, cum sunteți? Bine. Tu cum ești? Și bine, mulțumesc. Mă bucur să vă zice, să aveți parte de sănătate. Amen. Dumnezeu, mă. Păi, da. Sunt bine. Sunt un pic obosit. Acum, unde e Ștefan? Da, e zi, da. Organismul se luptă, că sunt trei corpuri străine și sunt cu ele să se adapteze. Și de la medicamente sunt așa mulți, dar în rest sunt ok. Operația a reușit. Și am ținut să fiu lângă voi. Mr. is feeling good. He really wants it to be next to you, obviously with the medicine that he's taking and everything else. He's a little bit weakened, but he really wants it to come and see you and be next to you. Și am vrut să vă felicit, normal. Ne-am calificat în cupă. Să vă felicit încă o dată pentru meciul cu FCSF. Aveam nevoie de victoria contra lor. Au o perioadă așa mai delicată, în care și eu, inclusiv voi, erați contestați de calitate. Ați demonstrat că aveți calitate, că avem o echipă care poate să bată pe echipa de pe primul loc. Și asta și pentru moralul nostru, și pentru moralul și încrederea suporterilor. Mi-a fost teamă cu Dumbrăvița asta, că așa se întâmplă. Și m-a ținut un pic în stres, că eram în spital și nu m-am uitat la meci. Dar aveam cu cineva care trebuia să-mi dea semnale când dați gol. Tot mai am ajuns minutul 80, știi, bă, ce fac moștei mei? Vreau să vin din spital la ei și pe aia-ți da gol. Și bravo, felicitări, băieți. Sunt două meciuri, două victorii. Și asta e, sunt sigur că vă dă mai multă încredere. Și doctorul meu nu mi-a dat voie să vin la voi. Dar am ținut neapărat pentru că vreau să știți că sunt alături de voi, am încredere în voi, trebuie în continuare să avem continuitate și în joc. A fost o victorie cu o echipă bună, dar și în urma unui joc foarte bun. Bun, mâine o să mai vin și eu 5-10 minute ca să ne uităm pe analiză de la meciul cu FCSF. Și după aia vă las. Aș veni acolo de drumul foarte lung și nu cred că pe cazul să mă obosesc. Dar după aia, ne întâlnim. Venim după o perioadă grea, dar eu le-am cerut doar încredere. Și s-a văzut că de la meci la meci au fost evoluțiile voastre și așa că echipa au fost mult mai consistente și mai bune. Și am mare încredere și sunt sigur că o să facem un rezultat bun la Sepsi. Îmi dau tare când ne fi. Ce să ne vedem mâine. Mulțumim, Coci.